Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Pentru azi, Emil Cioran despre Corneliu Zelea Codreanu, scrisor studențești din închisoare. Într-o țară de slugi, el a introdus onoarea și într-o turmă fără vertebre, orgoliul. Emil Cioran. Înainte de Corneliu Codreanu, România era o Sahara populată. Cei aflați între cer și pământ n-aveau niciun conținut decât așteptarea. Cineva trebuia să vină. Trecem cu toții prin deșertul românesc incapabil de orice. Până și disprețul ni se pare un efort. Țara nu ne putea fi o problemă decât negativă. În cele mai necontrolate speranțe îi acordăm o justificare de moment ca unei farse reușite. Și România nu era mai mult decât o farsă reușită. Te învârteai în aer liber, vacant de trecut și de prezent, îndrăznind disprețul dulce al lipsei de menire. Biata țară, era o pauză vastă între un început fără măreție și un posibil vag sfârșit. În noi gemea viitorul, în unul clocotea. Cel a rupt tăcerea blândă a existenței noastre și ne-a obligat să fim. Virtuțile unui neam s-au întruchipat în el, România din putință se îndrepta spre putere. Cu Corneliu Codreanu am avut doar câteva convorbiri. Am priceput din prima clipă că stau de vorbă cu un om într-o țară de fleacuri umane. Prezența lui era tulburătoare și n-am plecat niciodată de la el fără să simt acel suflu iremediabil de răscruce care însoțește existențele marcate de fatalitate. De ce n-aș mărturisi că o teamă ciudată mă cuprindea și un fel de entuziasm plin de presimțiri? Lumea cărților mi se descifra inutilă, categoriile inoperante, prestigiile inteligenței șterse, iar subterfugiile subtilității zadarnice. Capitanul nu suferea de viciul fundamental al așa zisului intelectual român. Capitanul nu era deștept, capitanul era profund. Dezastrul spiritual al țării derivă din inteligența fără conținut, din deșteptăciune. Lipsa de miez a duhului preschimbă problemele în elemente de joc abstract și răpește spiritului latura destinului. Deșteptăciunea degradează până și suferința în flecăreală. Dar vorbele capitanului grele și rare răsăreau din soartă. Ele se plămădeau undeva departe, de aici impresia de univers al inimii, de univers al ochilor și al gândurilor. Când în 1934 îi spuneam ce interesant ar fi expunerea vieții lui, îmi răspundea: nu mi-am petrecut viața prin biblioteci, nu-mi place să citesc. Eu stau așa și mă gândesc. Acele gânduri au urzit rostul nostru. În ele respira natura și cerul și când au pornit spre înfăptuire, temelia istorică a țării s-a zguduit. Corneliu Codreanu n-a pus problema României imediate, a României moderne sau contemporane. Era mult prea puțin. Nu s-ar fi potrivit nici dimensiunii viziunii sale și nici așteptărilor noastre. El a pus problema în termeni ultimi, în totalitatea devenirii naționale. El n-a vrut să îndrepte mizeria aproximativă a condiției noastre, ci să introducă absolutul în respirația zilnică a României. Nu o revoluție a momentului istoric, ci una a istoriei. Legiunea ar trebui astfel nu numai să creeze România, dar să-i și răscumpere trecutul, să-i însufle absența seculară, să salveze printr-o nebunie inspirată și unică imensul timp pierdut. Patosul legionar, o expresie de reacțiune în fața unui trecut de nenoroc. Această nație n-a excelat în lume decât prin consecvența în nefericire. Niciodată nu s-a dezmințit. Substanța noastră este un infinit negativ, de aici pleacă imposibilitatea de a depăși pendularea într-o amărăciune dizolvantă și o furie optimistă. Într-un moment de descurajare i-am spus capitanului: capitane, eu nu cred că România are vreun sens în lume, nu e niciun semn în trecutul ei care ar justifica vreo speranță. Ai dreptate, mi-a răspuns, sunt totuși unele semne. Mișcarea legionară, adaug eu. Și atunci mi-a arătat în ce fel vedea el reînvierea virtuților daci. Și am înțeles că între daci și legionari se interpune pauza ființei noastre, că noi trăim al doilea început al României. Capitanul a dat românilor un rost. Înainte de el, românul era numai român, adică un material uman alcătuit din ațipiri și umilinți. Legionarul e un român cu substanță, un român primejdios, o fatalitate pentru sine și pentru alții, o vicelie umană infinit amenințătoare.
Garda de fier, o pădure fanatică. Legionarul trebuia să fie un om în care mândria suferea de insomnie. Eram obișnuiți cu patriotul de ocazie, gelatinos și vid. În locul lui apare insul ce privește țara și problemele ei cu o cruntă înverșunare. E o deosebire de densitate sufletească. Acel ce a dat țării altă direcție și altă structură unea în sine pasiunea elementară cu detașarea spiritului. Soluțiile lui sunt valabile în imediat și în veșnicie. Istoria nu cunoaște un vizionar cu un spirit mai practic și atâta pricepere în lume sprijinită pe un suflet de sfânt. Tot așa, ea nu cunoaște o a doua mișcare în care problema mântuirii să meargă mână în mână cu gospodăria. A face isprava și a te salva, politica și mistica. Iată cărei ireductibilități i-a pus el capăt. Îl interesa în egală măsură organizarea unei cantine și problema păcatului, comerțul și credința. Nimeni nu trebuia să uite. Capitanul a fost un gospodar instalat în absolut. Fiecare credea îl înțelege, el totuși scăpa fiecăruia. Depășise limitele României, însăși mișcării a propus un mod de viață care întrece rezistența românească. A fost prea mare. Înclin uneori a crede că el n-a căzut din conflictul cu un besmetic, ci din conflictul mărimii lui cu micimea noastră. Nu e totuși mai puțin adevărat că epoca de prigoană a scos la iveală caractere pe care cea mai încrezătoare utopie nu le-ar fi putut bănui. Într-o nație de slugi, el a introdus onoarea și într-o turmă fără vertebre, orgoliul. Influența lui n-a articulat numai pe ucenici, ci într-un anumit sens și pe dușmani, căci aceștia din lichele au devenit monștri. I-a obligat la tărie, le-a impus un caracter în rău. Ei n-ajungeau caricaturi infernale dacă mărăția capitanului n-ar fi cerut o echivalență negativă. Am fi nedrepți cu călăii dacă i-am considerat ratați. Toți s-au împlinit. Un pas în plus și trezau gelozia diavolului. În preajma capitanului nimeni nu rămânea călduț. Peste țara a trecut un fior nou, o regiune umană bântuită de esențial. Suferința devine criteriul vredniciei și moartea al chemării. În câțiva ani România a cunoscut o palpitație tragică, a cărei intensitate ne consolează de lașitatea a 1000 de ani de neistorie. Credința unui om a dat naștere unei lumi ce lasă în urmă tragedia antică și pe Shakespeare, și aceasta în Balcani. Pe un plan absolut, dacă ar fi trebuit să aleg între România și capitan, n-aș fi ezitat o clipă. După moartea lui ne-am simțit fiecare mai singuri, dar peste singurătatea noastră se ridica singurătatea României. Niciun toc să-l înfig în cerneala nenorocului n-ar putea descrie neșansa ursirii noastre. Totuși, trebuie să fim lași și să ne mângâiem. Cu excepția lui Iisus, niciun mort n-a fost mai prezent între vii. Avutam careva vreun gând să-l fi uitat. De aici încolo țara va fi condusă de un mort, îmi spunea un prieten pe malurile Senei. Acest mort a răspândit un parfum de veșnicie peste pleava noastră umană și a readus cerul deasupra României. Emil Cioran. Conferință la radio, 27 noiembrie 1940, Glasul strămoșesc, Sibiu, numărul 10, 15 decembrie 1940. Voi reda în continuare o serie de scrisori studențești din închisoare publicate pe site-ul legiunea.com. Domnului C, student Cluj, Văcărești, 31 ianuarie 1924. Frate, au trecut una câte una 115 zile de când ne ducem viața între zidurile înalte ale acestei închisori. Când am venit întâi aici era toamnă. Era cald afară, soarele lucea încă puternic pe boltă. Copacii erau îmbrăcați în haină verde, era viață. Acum e iarnă, e frig afară, soarele nostru dus cu steagurile în țărână, înfrânte oștile noastre, cu zdrențuite, prăpuite haine, cu fețele bronzate, păstrând ușor pe buze și pe frunte, un visător, un dulce zâmbet. Așteaptă neamul să aducem izbânda. Ne vor surâ de laurii pe frunți. Târziu, în liniștit tăcutul miez de noapte, la ușa cu zăvoare, la geamuri cu zăbrele, numai noi nu dormim. Sfioasă, cu fața ei de giocondă, pătrunde tremurând cu razele de gheață printre gratii, fecioară blândă, luna. Tăcuți suntem ca neagra noapte, tăcuți ca sfânta lună și ne gândim, pierduți sunteți pe criși și mureși, e moarte, e leșin, e somn. În tabăra dușmană sărbătoresc demonii sorbind cu aurite cupe și ultima picătură de sânge din istobit uscatul românescul nostru trup, triumfătorii.
Sunt vipere cu cap de jidov, cu fețele însângerate și pocite, rânjind ca lupii hămesiți cu dinți de fiară, în ochii râzători purtând o diavolească perfidie. În palate strălucite, clădite, cărămidă cu cărămidă din sudoarea românească, pășind pe covoare de mătase îmbrăcați în haine scumpe, sărbătoresc triumful, ridică osanale, e atâta lumină, atâta bucurie, atâta avuție, atâta desfătare acolo. Iar pentru tine, sărman român, care stai în stradă, flămând și tremurând, și privești nedumerit, pentru tine nu e loc în țara aceasta. Da, da, ridică osanale. Adevărul devine 1 februarie 1924, moțiune. Se apropie în curând lichidarea completă a comitetului care a condus acțiunea ajutorării refugiaților de la 1919-1924 și, recapitulând rezultatele, acest comitet constată că în nicio țară unde evreii refugiați s-au adăpostit, ei n-au întâlnit din partea guvernelor centrale un astfel de tratament uman și o astfel de răbdare și ospitalitate ca din partea guvernului central al României Mari. Și iată de ce Comitetul Central Ucrainian din Basarabia socotește ca o plăcută datorie de a exprima în numele nenorociților refugiați guvernului central adânca lor mulțumire, care va rămâne pentru vecie în inima poporului evreu față de un astfel de ajutor dat în momente așa de critice ale istoriei sale. Pentru conformitate, dr. I. Bernstein Kogan, secretar I. Sanielevici. Iar dacă te vei trezi din somn, române care dormi, și vei cumpăra de la chioșc ziarul Universul cu data de 1 februarie 1924, vei putea citi. La redacția noastră s-a prezentat un student român, Teslion, pentru a da o notiță prin care caută un loc de chelner. Silion e un nume vechi și cunoscut din fosta boierime moldovenească de pe vremuri. Prin urmare, după un an de luptă, care ne este rezultatul, colegi studenți? Jidovimea cântând osanale guvernului central și mulțumindu-i pentru un astfel de tratament și pentru astfel de ospitalitate, pe care evreii n-au întâlnit-o în nicio țară, așadar mulțumind guvernului central al României Mari pentru sprijinul pe care acesta l-a dat jidovimii în lupta de cucerire a pământului românesc, în lupta pentru dezmoștenirea noastră, începută la 1919 și terminată la 1924, cu anunțarea apropiatei biruințe desăvârșite. Pe de altă parte, tu, student român, urmaș al vechii vitezei noastre boierimi, după un an de luptă îndârjită în care ți-ai pierdut și ce brumă mai aveai în țara asta, tu caută-ți loc de chelner pe undeva ca să nu mor de foame. Tu cerșește milă la străin să te primească slugă la ei în țara ta. Dureroase sunt nopțile acestea lungi când gândurile ne împresoară. Zdrobite sunt puterile noastre. Ziduri ne înconjoară, dar sufletul nostru veghează. Noi spadă n-am încins de mult, dar brațul nostru cere. Noapte bună, noapte bună, dragi armate studențești. Sufletul nostru veghează, noi așteptăm o știre nouă, mai mândră, mai vitează. Să îmbrace o stășească haină, să apuce în mâna de oțel o spadă albă. Noi îi vedem în gândul nostru cu cujma pe ureche, purtând pe ei cămașa albă și coborând încete, furtunat, din crește de munte, din mijloc de codru dezmoșteniți. Ei poartă în piept străbuna vitejie, în ochi priviri de vulturi pe fețele pământii o rază de lumină. Pământul scump și drag va fi din nou al nostru. Orașele furate vor fi din nou ale noastre. Copiii noștri vor avea de acum și pâine și onoare și dreptate în țara lor. Pe dânsii așteptăm. Cu dânsii vom porni răzvânători înainte, atunci veți auzi noapte glasul sufletului nostru strigând alarma. Sculați să nu muriți ca mânii, la arme, frați români. Prieten atât pentru azi, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune pe curând.